Când a aflat Iisus că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, cu toate că nu Iisus însuși boteza, ci ucenicii Lui, a părăsit Iudeea și s-a întors iarăși în Galileea. Însă trebuia să treacă prin Samaria. Prin urmare, a ajuns într-o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care Iacov îl dăduse fiului său Iosif. Acolo era o fântână a lui Iacov. Iisus, obosit de călătorie, s-a așezat la fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Iisus i-a zis: „Dă-mi să beau.” Ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de mâncare. Femeia samariteancă i-a zis: „Cum de tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?” Căci iudeii n-au legături cu samaritenii. Iisus a răspuns și i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu însă ți-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie.” Femeia i-a zis: „Domnule, n-ai găleată, iar puțul este adânc. De unde ai deci această apă vie? Ești tu mai mare decât strămoșul nostru Iacov, care ne-a dat puțul acesta din care a băut atât el, cât și fiii și turmele lui?” Iisus a răspuns și i-a zis: „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da eu, în veci nu-i va mai fi sete. Ci apa pe care i-o voi da eu va deveni în el un izvor de apă, țâșnind spre viața veșnică.” Femeia i-a zis: „Domnule, dă-mi și mie această apă, ca să nu mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot.” El i-a zis: „Du-te, cheamă-l pe bărbatul tău și vino aici.” Femeia a răspuns și i-a zis: „N-am bărbat.” Iisus i-a zis: „Ai spus bine, n-am bărbat. Pentru că 5 bărbați ai avut, iar cel pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Este adevărat ceea ce ai spus.” Femeia i-a zis: „Domnule, văd că tu ești profet. Strămoșii noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.” Iisus i-a răspuns: „Crede-mă, femeie, că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când adevărații închinători îi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Căci astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este duh, iar cei care îi se închină trebuie să îi se închine în duh și în adevăr.” Femeia i-a zis: „Știu că vine Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, ne va înștiința despre toate lucrurile.” Iisus i-a zis: „Eu, cel care îți vorbește, sunt acela.”